Pentru că era în cuvântul doamnei Maria Trifan de la Brașov. Doamna Maria Trifan, pentru cei care nu o cunosc prea bine, este fiica, una din cele două fiice, nu? Ale regretatului Traian Trifan. Numele său este menționat încă pe prima pagină a memoriilor lui Ion Gavril Ogulan, a cărții Grazise când aduse întâiesc, volumul 1, acolo unde Gavrilă spune că dedică această carte memoriei lui Traian Trifan, cel care, încurajându-i într-o primă detenție politică a lor, în timpul regimului Antonescu, adică după 1941, le-a desenat, la un moment dat, un simbol pe care dânsul îl avea ca preferat, și anume un dragon dacic, un steag dacic, împreună cu o cruce, ceea ce simbolizează fondul etnic al poporului nostru, descendența noastră etnică, împreună cu caracterul profund creștin al spiritualității românești. Și tot el, Traian Trifan, este cel care a scris sub acel desen, deviza pe care acești tineri aveau să o țină ca deviză al grupului lor de rezistență armată anticomunistă după 1948, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Traian Trifan, născut în 1899, undeva în județul Alba, așa la lancă, chiar la lancă lui Blaga, a fost numit în 1940 prefect al județului Brașov, în timpul statului național regional, în condițiile dramatice în care tocmai pierduse Ardealul de Nord, iar granița frontieră a Noii Românii Ciuntite ajunsese foarte aproape de Brașov. El a condus cu demnitate județul Brașov în cele 4 luni și jumătate, până în ianuarie 1941, când în urma loviturii de stat a generalului Ion Antonescu, ca și mulți alți demnitari în timpul guvernării regionale antonescene, a fost condamnat și a primit o condamnare de 16 ani. A executat-o cu demnitate, a luptat și pe front, dacă mă înșel, a acceptat să plece, dar el a spus să nu pleacă pentru a se reabilita, așa cum spunea legislația antonesciană, și a cerut legionarilor să plece pe front pentru a lupta împotriva comunismului. Din datorie din obligația de a se reabilita, nu consideră nouă de ce să se reabiliteze. Apoi și-a continuat pedeapsa. Și ceea ce este interesant este că nu a fost eliberat după ispășirea celor 16 ani și a fost ținut în continuare ilegal în temniță și apoi în domiciliu obligatoriu, executând practic peste 20 de ani de detenție. Dar în tot acest timp, Traian Trifan s-a remarcat ca o personalitate de o exigență deosebită morală. În primul rând, cu el însuși, s-a remarcat ca un profund ascet, ca un om de o spiritualitate înaltă, care, încă din primii ani de detenție, în timpul perioadei Antonescu, alături de părintele Arsenie Papacioc și alți menținuți politici, pe vremea se numea Anghel Papacioc, încă nu era căruț, dar era deja căruț. În fine, ideea este că ei au inițiat, practic, linia de rezistență mistică, linia de rezistență prin trăire creștină. Ei au intuit, mai ales după 1944, ei fiind printre cei legionari care nu au beneficiat de amnistie după 1944 și au continuat să fie deținuți de data asta de regimul comunist. Ei au intuit că anglo-americanii nu vor veni să salveze România, au intuit că au în față o perioadă îndelungată de detenție și că singurul mod în care se pot salva din această detenție, din acest infern, este spiritualitatea creștină. Cum spunea Nicolae Șainal, practic singurul mod în care poți să evadezi dintr-un univers concentrațional tot
noi, dintre care și va de la Fencu, Sfântul Închisorilor, dar și mulți sponsorții cum a fost Gheorghe și Boiu, Ion Anonide, și lista poate continua, e vorba de o pleiadă întreagă de tine care fie că și-au lăsat o sentitele și închidele neștiute ale închisorilor, fie că au ieșit ulterior, ca și domnul Traian Trifan, ca și Traian Trifan de altfel, au lăsat în urma lor o dână luminoasă și un exemplu pentru toți cei care i-au cunoscut. Fica dânsului a cunoscut, vă dați seama, în ambele regimuri, și celălalt care ziceam, dar mai ales în regimul comunist, soarta indată pe care au avut-o copiii celor care erau considerați dușmanii poporului. Așa încât mărturia dânsei este mărturia tuturor celor care, rămânând acasă, au pătimit sau suferit la rândul lor un infern, uneori de aceeași intensitate cu acelor care erau în închisori. Și vreau să remarc faptul că sunt mulți urmași, sunt urmași ai celor care au suferit în închisori, este și domnul Grigoriu, domnul Mihai Grigoriu, președintele de onoare al Partidului Național Țărănesc, Maniu Mihalache, unde sunt grupați adevărați țărăniști și s-a dat prezența dânsului aici, tatăl dânsului fiind decedat la închisoarea Jilava, 1949, este aici. Sunt aici reprezentanții familiei lui Grigore Bașu, din Alba Iulia. Văd că este și doamna fica domnului, fica lui Iosif Otoman. Am văzut mai devreme pe urmașul lui Mihai Maga și mulți alții urmași de ținuți politici, dacă am să fac pe cineva, îmi cer iertare. Am să-i dau cuvântul doamnei Maria Trifan să ne spună câte ceva din modul în care a decertat pe tatăl său și care este moștenirea pe care l-a lăsat în sufletul lui.